Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție Utilaje cu Daniel. Astăzi închidem un ciclu de producție, așa cum v-am promis, încă de la începutul primei filmări cu semănătoarea sembradora argila ARSM 45-26D. În continuare, prietenul nostru, domnul Aurel Goțea, o să ne spună cum se termină această poveste frumoasă, care a început anul trecut. Spuneți-ne, vă rog frumos, dacă anul trecut, când ați semănat, vă așteptați la o asemenea imagine per ansamblu cu lanul de grâu. Am avut mari emoții în a înființa o cultură directă și risca să facem semănat direct în condițiile în care resturile vegetale erau într-un strat foarte gros. Dar după primele săptămâni de vegetație, observa că plantele se dezvoltă foarte bine și resturile vegetale rămase pe deasupra au protejat solul destul de bine. Și după cum se vede, grâul a ajuns la maturitate foarte frumos, uniform, și acele resturi rămase pe deasupra ne-au protejat de căldură și de uscarea solului. Noi am și irigat această solă, dar normele nu au fost de irigat, nu au fost foarte mari. Am aplicat două ape, una în toamnă, una în primăvară. Și rezultatul este foarte bun, pentru că nu am pierdut apa. Pur și simplu, cu o cantitate destul de mică de apă, am reușit să facem o producție mulțumitoare. Asta înseamnă că sunteți întru totul de acord prin tehnologia aceasta ce se aplică din ce în ce mai mult de semănat direct în miște sau prelucrare minimă. Încurajați fermierii de vârsta dumneavoastră sau fermierii în general pentru anumite zone unde se aplică această tehnologie și în final puteți să ne spuneți cu vorbele dumneavoastră, recomandați sau nu recomandați această semănătoare. Această semănătoare ușurează foarte mult munca fermierilor. O recomand și cred că această tehnologie este viitorul. Mulțumim frumos pentru timpul acordat, vă urăm spor la treabă. Mulțumim.